Bună dimineața, dragilor! Este 9 fără 20. Mai devreme ne-am trezit. Mă pregătesc să fac cafeluța și să pregătesc micul dejun. Astăzi a anunțat ploaie. Cel puțin așa mi-apare pe un telefon, mi-apare 81%, mai exact pe Samsung, iar pe iPhone mi-apare 40%. Acum chiar sunt curioasă dacă va ploua sau dacă nu va ploua, sper să nu plouă, vreau și eu soare, vreau vreme bună. Ei, ce v-a apucat? Ce v-a apucat? Ce am zis că e? Vreme bună? Da. Și? Nu e vreme bună acum? Da. Ba da, așa-i? Am pregătit avocado, lapte, să facem cafeluță. Am acest expresor și aș vrea să-l încerc. Dar cred că voi face astăzi la cafeaua asta și o să fac mâine. Astăzi am o zi mai aglomerată și de aceea la asta ar dura. Trebuie să bag apă, trebuie să pun cafea și apoi să stau să spumez laptele. Și sincer să fiu, sunt așa mai pe grabă. Aici pun laptele alea și își trage și își face expresorul singur. O să scot și ouă. Vom face la micul dejun niște ouă prăjite cu niște mușchi din ăsta afumat, care e foarte, foarte bun. Mă gândesc să-l prăjesc și pe el, o să-l tai așa feliuțe. Voi tăia și urdă, este foarte bună, untoasă, cremoasă, exact cum îmi place mie. Anul acesta nu am nimerit urda faină, pe aceasta am primit-o de la mami, ea a cumpărat-o de la o altă piață. Eu am nimerit tot necăcioasă și nu îmi place urda să fie necăcioasă absolut deloc. Ia să pregătesc și cărnițele pentru cafea. Așa, dăm drumul la expresor, trebuie să-i bag apă că nu mai are. Și o să mă apuc să fac repede micul dejun. Trebuie să strâng rufele, trebuie să bag la spălat. Trebuie să-l tund pe Bogdan, trebuie să ajung la piață. Am mai multe chestii de făcut astăzi, la solar. Și să văd ce reușesc. Trebuie să ajung la Sinsei. Și mai aveam ceva, dar nu mi-aduc aminte. Au! Nu băga capul lui nou. O, dar ce-a sărit pe mâna mea. Gata și micul dejun. Noi doi mâncăm aici la terasă. Aici am prăjit niște mușchi, roșii, castraveți și avocado. Am pus și niște urdă. Eu mănânc doar un ou. Trebuie să mai pun niște pâinică. Așa cum o să mă ocup și de mini. Ei o să-i tai niște mușchi din ăsta, dar nu prăjit. O să scot acum să-i tai și așa niște cubulețe. După ce mănânc, mă apuc de treabă. Am venit cu mămăița la piață. Să vedem ce găsim să cumpărăm. Ia uite ce faine sunt produsele. Ce faine sunt. Da, într-un loc era cu 3 lei, dar nu știu ce roșii era acolo. Am mâncat bocan cerbă. Da, na, seara a gustat. Uite, și cartofi trebuie să-mi iau. Uite, să-mi iau și eu 2 kg de mălai. E de aici, cartofi? Aș vrea să iau și eu niște rubarbă, rabarbă, să fac compot. Dar nu e nimeni aici. E, voiam să iau niște rabarbură din asta. Dar nu-i nimeni acolo, să mai caut, să văd. Acum am ajuns și eu acasă de la piață și haideți să vă arăt ce am cumpărat și să vă spun și prețurile. Am cumpărat 1 kg de castraveți, din care i-am dat și mamei mele câțiva. 3,90 lei este kilogramul, iar ea a cumpărat 1 kg de roșii și i-am cerut să-mi dea doar 2, că mai am 2 în frigider. Și la noi nu se consumă roșiile așa, o mai am pe asta și sunt roșii din alea care sunt foarte gustoase, dar foarte, foarte coapte și se strică destul de repede. Roșiile pornesc de la 3 lei kilogram în sus. Ea pe 1 kg de roșii a dat 5 lei sau 5 lei 90, ceva de genul, sau 4 lei. Am văzut o grămadă de prețuri, deja sunt foarte, foarte derutată. Am cumpărat o legătură de ceapă roșie, pe această legătură am dat 5 lei. Am cumpărat 2 kg de mălai, pe 1 kg am plătit 6 lei.
Aici am cumpărat urdă de 10 lei, urdă foarte cremoasă și untoasă, așa cum îmi place mie, m-a dus mama de unde cumpără ea. Iar aici am cumpărat de 10 lei brânză de burduf, mi-a dat tanti să gust, o bunătate. Aici am de 10 lei cireșe, cireșele pornesc de la 11,99 lei pe kilogram, eu am cumpărat de 10 lei. Aici am cumpărat smeură de 10 lei, iar aici tot smeură, iar de 10 lei. Prima oară am cumpărat această smeură și am avut punga de smeură cu punga de vișine, iar mama a cumpărat 15 kg de vișine, erau puse într-o lădiță. M-am chinuit și eu și ea să o ajut, iar când am pus mâna pe lădiță, a început să ne taie și lădița și, din păcate, mi s-a strivit și smeura, dar și câteva vișine. Așa că m-am întors și am mai cerut de 10 lei smeură, deoarece aș vrea să mănânce copilaș și așa întreagă. Aici deja e mai mult piure, nu mai prea avem smeura întreagă. Aici am vișine, vișinele pornesc de la 5,90 lei pe kilogram. Mama a fost și a cumpărat vișine ieri și porneau de la 5 lei pe kilogram. Știu că vinerea, sâmbăta, duminica și lunia la noi în Brașov, și nu cred că doar la noi în Brașov, se ridică prețurile la piață cu 1 leu 2 pe kilogram. Așa că eu mi-am cumpărat aici de vreo 10 lei, cred că am vișine, sau un kilogram, sincer să fiu, nu mai știu, că eram atât de agitată și dezăpăcită, era o aglomerație, nici n-aveai loc să te miști. Caise le pornesc de pe la 5 lei și ceva, cam așa, pe kilogram. Eu am luat aceste caise cu 7,99 lei, mi-au plăcut cum arătau, acelea care sunt cu 5 lei nu arată chiar atât de bine, iar aici am cumpărat caise de 10 lei. Nu știu dacă sunt gustoase, habar nu am, sunt tari, dar mi se pare că arată foarte, foarte bine. Iar aici am cumpărat așa, o legătură de pătrunjel, e pătrunjel din ăla creț, o legătură de leuștean, una de mărar, fiecare legătură a costat 1 leu. Iar aici am o legătură de mentă, care miroase nemaipomenit de bine, o să o iau și o să o bag într-un pahar cu apă. Și o să mai folosesc la limonadă, probabil că o parte din ea aș pune eu la uscat să fac ceai. Nu cred că o să-mi țină foarte mult dacă nu o pun la uscat. Dacă o las așa în pahar, știu că se strică destul de repede. Vreau să caut să-mi cumpăr un ghiveci. Am văzut că de obicei se găsește și la Carrefour și la Lidl, la Penny nu am văzut. Poate aș avea o șansă, având în vedere să stea așa în pământ și să o auzi, să reziste mai mult. Habar nu am, o să încerc și varianta asta. Știu că am mai avut mai de mult și nu mi-a ținut. Am avut și busuioc și am avut și mentă și s-a ofilit destul de repede. Un kilogram de smeură pornește de la 26 de lei, iar un kilogram de mure pornește de la 16 lei. Eu aici am luat mure de 10 lei. Sunt suficiente cât să le mâncăm, deoarece murele, smeura și afinele se strică foarte repede. Aici am smeură de 10 lei, ia uitați, are mai mult zeamă, această smeură trebuie să văd ce aș putea să fac cu ea, un piure și să punem așa peste înghețată. Iar aici am smeură tot de 10 lei, tot de la aceeași femeie de unde le-am cumpărat și pe astea. Foarte gustoase, de smeură are un gust atât de bun, murele nu am apucat să le gust, nici cireșele nu le-am gustat. Iar aici avem un pepene pe care am dat 21 de lei. Nici nu știu ce pepene este, românesc, nu e, habar nu am, este foarte gustos, chiar dacă are culoarea asta așa și nu e roșul acela, dar este foarte dulce și are un gust foarte bun, diferit de cel pe care l-am cumpărat din Penny. Iar aici am cumpărat de 10 lei cartofi. Cartofii am luat cu 2,80 lei pe kilogram. După ce m-am mai învârtit prin piață, am văzut și cu 2,50 lei kilogramul. Sunt cartofi noi. Văzusem într-un alt loc, când am intrat la început în piață, era un loc pe unde era mălaiul acolo, cu 3,50 lei și am vrut să mă arunc să mă opresc să cumpăr de acolo. Și mama a zis, hai să ne mai învârtim și vei cumpăra cartofii la final să nu ne cărăm cu ei prin piață. Și noroc că m-am luat după ea, că eu aș fi cumpărat mai scump. Așa am cumpărat de 10 lei și am luat mai mulți cartofiori. Deja este 12:10 imediat. Pun produsele astea la locul lor, o să încălzesc ciorbă să mâncăm. Am și bucata asta de brânză de burduf. Tanti de acolo ne-a recomandat să o mâncăm astăzi, că a zis că nu rezistă foarte mult. Nu era vechi, arăta chiar foarte bine, era dintr-o bulgăre din ăla mare, imens, a tăiat acolo. Dar ea a zis că recomandă să se mănânce astăzi. Acum, nu știu, habar nu am de ce. Mălaiul din piață sau mălaiul de la țărani este foarte, foarte bun. Iese o mămăligă exact așa cum o făcea bunica la țară.
Doar că nu am drum să merg mereu la această piață, e peste, mi se pare că e peste mână, e destul de departe așa de cartierul meu și acolo e o zonă foarte aglomerată unde nu găsești loc de parcare și să mă duc așa pentru 2-3 kg de mălai, așa că am mai cumpărat din comerț. Dacă știam că o să cumpăr mălai astăzi, că nu știam că ajung la acea piață, eu mă gândeam că o să ajung la piața de mai aproape de cartierul nostru. Nu aș mai fi cumpărat mălai din Penny, dar acum asta e că nu strică. Cireșele mi se par așa un pic, toate cireșele pe care le-am văzut pe la piață, mi se pare așa că par, nu știu, trecute. Probabil sunt acele cireșe care au apărut la început, sunt aduse din Grecia sau ce știu de pe unde, dar nu mi se par așa că sunt acum. Să zicem, culese recent. Deci, cred că sunt cireșe de prin mai, culese din Grecia sau Turcia, nu știu de unde or fi venit ele. Nici vișinele nu le-am gustat, habar nu am ce gustau. Vișinele le-am cumpărat, adică vișine am cumpărat zilele trecute de la noi din cartier, cu 8 lei 90 kg. Și le-am cumpărat așa cu frunze, cu codițe. Acum am cumpărat vișinele așa, sunt curățate. Stai că am uitat de vinete, aici mai am vinete, pe toate aceste vinete am plătit 9,50 lei și sunt 5 vinete, nu sunt nici foarte mari, dar nici foarte mici. Vreau să fac musaca grecească, am văzut o rețetă tradițională grecească, se taie feliile de vinete, se pune sare peste ele, se lasă pe prosop de hârtie să absoarbă apa, se prăjesc feliile de vinete, se prăjesc feliile de cartofi, beșamelul acela se făcea și arăta atât de bine, deci vreau să o încerc și câteva vinete vreau să mă apuc să le coc. Probabil 3 vinete le coc și 2 le păstrez pentru musaca. La mea a început să se înnoreze. Vi-l prezint pe Spider-Man. Mamă, ce fain ești, tu mar și ce mușchiulos ești! Mamă! Ia aruncă cu pânza așa. Wow! Uite-l pe Spider-Man, Larisa! N-am apucat să-mi termin cafeluța de dimineață când am plecat. M-a luat mama de la 9 și ceva și uite cât e ceasul la cât am ajuns acasă. Am pus verdețurile în apă cu bicarbonat. Le mai las așa puțin, după care o să le spăl sub jetul de apă. Aici am pus ciorba de perișoare la încălzit. Mâncăm astăzi din ea și se termină ciorbița. Mă apuc să spăl niște vase, să strâng vasele care sunt pe scurgător și aici am pus o ceapă roșie. Să o pregătesc cu puțin ulei, oțet, sare și piper să mâncăm cu ciorba de perișoare. Selena aprobează solarul înainte să-l pornesc. Vrei și eu să vadă cum e. Fain? Mm-hmm. Hai, pa! Dragilor, este 9:10. De vreo jumătate de oră am ajuns acasă. După ce am mers la solar, m-a oprit cu Selena până în DM. Astăzi am fost și în Sinsay și în New Yorker și am petrecut o grămadă de timp prin magazine. După care m-am dus la mama, am mâncat la ea și mai devreme am ajuns și noi acasă. Mai devreme, acum vreo jumătate de oră. Iar aici vreau să vă arăt ce ne-am cumpărat din Sinsay. Și am luat așa, pentru Selena, o pereche, stai să vedem să fie curat, de pantaloni scurți. Pe cameră pare un verde așa închis, dar în realitate e un verde ceva de genul. Nu știu cum să țin telefonul. Uite, aici apare mai închis, iar în realitate e sunt mult mai deschiși ca și culoare. Această pereche de pantaloni a costat 19,99 lei și am mai luat încă o pereche de pantaloni scurți. Aceștia au costat 15,99 lei. Și aceștia sunt foarte faini, doar că sunt albi și albul e destul de pretențios, mai ales pentru copilași. Iar aici mai are o pereche de pantaloni scurți pe negru. Și aceștia au costat 15,99 lei.
aprobat toate perechile de pantaloni și vin foarte, foarte bine. În schimb, eu nu am probat nimic. Îmi place să probez haine atunci când merg în magazin, mă apucă nervii. Și mi-am cumpărat așa, această fustiță. Mi-a plăcut foarte mult cum are modelul acesta în partea de sus. A costat 19,99 lei și are așa o crăpătură. A fost și cu mami, a fost și mami cu noi la Sinsei și a cumpărat și ea câteva chestii și a probat câteva lucruri, dar din păcate nu o avantajau, dar nu că nu o avantajau ca și model, ca și cum că e în vârstă și nu îi se potrivesc ei, nu. Nu o avantajau acele rochițe sau salopete, nu stăteau bine pe corpul ei, așa că la câteva lucruri a renunțat. Au foarte multe chestii faine. Și eu mi-am luat această fustiță, am mai pus mâna pe o fustiță pe care am gândit și am zis hai să renunț, dar parcă mi-a rămas gândul aia și tare mă bate gândul să mă duc mâine să o iau. Mi-am mai luat această rochiță superbă, am dat 39,99 lei, este mărimea XS, au foarte multe haine. Mie mi se pare că mărimea S și mărimea M sunt foarte mari. La unele rochițe și la unele salopete, M-ul mi s-ar părea că ar fi ca un L sau ca un XL. Așa că eu mi-am luat XS. Este o rochiță cu cordon. Tot încurc fustița cu rochița. Mie îmi place foarte mult. E așa o rochiță de vară, o rochiță colorată. Acum nu știu cum o să vină în partea asta, nu vreau să vină decoltată prea tare, dar văd cum se așează. Dacă nu-mi place cum se așează și dacă nu pot să rezolv aici cu ceva, o să o duc înapoi și o să iau altceva. Aici mi-am luat o rochiță lungă, superbă, îmi place la nebunie, doar că nu știu, de fapt mai am o rochiță lungă, nu știu dacă mă avantajează ca și lungime, îmi place foarte mult modelul, se leagă în partea de sus, nu are bretele. Aici în partea asta vine așa goală și mi se pare că are și o crăpătură, da, are și o crăpătură. Este foarte lungă, de aceea zic că nu știu dacă mă avantajează, nu am probat-o, trebuie să o probez și pe ea să vedem dacă mă avantajează și dacă o pot lua cu o pereche de sândăluțe cu tal. Am mai luat această rochiță, mi se pare superbă. Rochița asta cred că am uitat să vă zic cât a costat. Este XS și a costat 39,40 de lei. Iar aici am luat această rochiță, tot lungă, dar lenea e mare, dacă le-aș fi probat acolo aș fi știut dacă îmi place sau nu îmi place, dar nu am avut nici chef, era aglomerat, era foarte cald. Această rochiță a fost 49,99 lei. Este o rochiță lungă, o rochiță largă în partea de jos și cu crăpătură nu. Nu are crăpătură. Aveau foarte multe modele. La aceste rochițe lungi m-am gândit că se potrivesc cu sandale sau, da, în mare parte cu sandale cu platformă, așa să fie niște sandale înalte. Așa, ne-am cumpărat câte o husă pentru telefon. Eu cu Selena avem telefoane la fel. Aceasta este a Selenei. A costat 4,99 lei, iar aceasta este a mea și a costat 5,99 lei. Mi-ar fi plăcut să-mi iau la fel ca și a ei, dar nu am găsit. Și am mai cumpărat aceste carioci superbe. Au costat 12,99 lei și sunt așa în formă de floricică, foarte, foarte drăguțe. Dar aici mai avem câteva produse pe care le-am cumpărat din DM. De foarte mult timp îmi doresc să încerc acest fond de ten de la Catrice. Sper să mi se potrivească nuanța. Am încercat acolo și mi s-a părut că este potrivită pentru mine, mai ales că acum m-am bronzat. Dar de multe ori mă induc în eroare acele neoane pe care le au în magazine. Și mi-am luat acest fond de ten. De mult timp îmi doresc să încerc și acest anti-cearcăn de la Maybelline. Mi l-am luat nuanța 00, iar la acesta l-am luat 020 Warm Beige. Am mai luat acest ulei de păr, miroase demențial, acesta a costat 24,99 lei, acesta 39,99 lei, iar acesta 49,99 lei.
Așa. Iar aici am luat un rimel pentru gene și sprâncene. Selena și-a luat acest luciu de buze de la Essence și acest luciu de buze de la Catrice. Hai mă, nu focalizezi. Gata. Focalizează. Este cu sclipici. L-am încercat și în magazin, l-am încercat, adică l-am desfăcut să-l vedem cum miroase. Pensula este foarte, foarte mare și foarte faină. Trebuie să mă uit pe bon, chiar nu știu cât au fost acele produse. Ia să vedem. Nu, ăsta e tot de la Sinsay. Tot de la Sinsay, măi, dar n-am din DM. Ăsta e din DM. Ăsta. Deci glossul de la Essence a fost 11,50 lei, uleiul 24,95, uite că am greșit, gelul pentru gene și sprâncene 10 lei, luciu de la Catrice 18,50 lei, iar la fondul de ten am greșit 39 de lei și la concealer a fost 49,95. Eu aveam impresia că a fost 49,99 și aici aveam impresia că a fost 39,99. Și acestea sunt produse pe care noi le-am achiziționat. Dragilor, eu o să închei acest filmuleț. Sincer, o să fiu, nu mă simt în stare să-mi arăt fața pentru că arăt oribil din punctul meu de vedere. Am o zi mai proastă, se apropie bucuriile. Așa că eu v-am pupat cu mare, mare drag. Vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!